prezent la Satul Mare, ministrul mediului Attila Corodi a susținut ieri o conferință de presă în care a prezentat concluziile după vizita avută în județ. Acesta a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu reprezentanții societății de apă, dar și parteneriatul pentru managementul deșeurilor menajere. Am fost la uzina de apă de la Doba, unde am văzut că lucrările amasează în bune condiții și a fost mi-a făcut o impresie bună, oamenii știu ce trebuie să facă, au un ritm accelerat de investiții.